Neața lume, asta o să vor... De fapt, nu. Neața flamerilor și toxicilor și oameni care ați luat bani pe lor. Episodul ăsta e pentru voi și pentru mine. Dacă v-ați luat bani din cauza flame-ului și înjuratului și faptul că sunteți extraordinar de foarte cancer pe această comunitate plină de oameni foarte, foarte de treabă unde nu te înjură nimeni, e bine, am o soluție. Ca și voi și eu înjuram foarte mult pe LOL. De ce faci asta? De ce fac oamenii flame? Pentru că de obicei ai mulți retardați în echipă care nu știu să joace. Bun. Dar motivul pentru care faci flame nu e neapărat că nu joacă ea bine și își pierd lane-ul. Că se înjură pe chat sau te înjură pe chat. Așa că m-am decis să-mi scot chat-ul de pe LOL. Nu vezi chat-ul, nu înjuri. N-ai acces la el, e cel mai bine. Bun. Cum facem asta? Intrați în, nu știu, în D, în C, în B, în whatever the fuck, unde aveți LOL-ul și mergeți la folderul ăsta cu config. Faceți exact cum fac și eu. Open with Notepad++. Dacă nu aveți plus, normal, cred că merge același lucru. Coborâți aici jos la chat scale, value, o să fie la 0 sau la 60 sau la 40, nu știu la cât l-aveți setat în joc. Probabil că așa e și aici. La mine era la 0, că îl dădusem pe mic de tot, dar tot îl vedeam. Puneți aici minus 100. Save aici și închide. Apoi properties, read only, bifați căsuța asta, apply și ok. Și același lucru și aici la game, cfg. Edit with notepad++ sau whatever. Mergeți la hood până la chat scale aici. Tot așa, minus 100. O să fie 0 sau 60 sau cât de mare îl folosești tu în joc. Băgați-l pe minus 100, save, închide, properties, read only, apply, ok. Na, cam atât o să fie cu episodul ăsta, e foarte scurt episod, video informativ mai degrabă. Nu trebuie să faci mare lucru, faceți chestiile pe care le-am făcut și eu, intrați într-un match și nu, o să mai aveți chat-ul. Dar v-am zis, se aude, o să auzi foarte puțin, știi, picăitul ăla. Cum face când dă cineva mesaj pe chat, mă înțelegeți? Da, sper să vă fie de folos. Eu n-am mai scris pe chat de când, de o săptămână de cât am chestia asta. Pentru că n-ai de ce, nu-ți vine, nu vezi chat-ul, dacă apeși pe enter, poți să scrii, dar nu vezi ce scrii. So, yeah, you know, n-ai rost să-l folosești. Dacă vrei, poți să-ți iei, să descarci un program din ăla hotkey, nu știu cum se numește, și-ți blochezi enter-ul, să nu-ți mai meargă pe lor. Poți să faci chestia asta, dacă chiar vrei să faci chestia asta. Și atunci, na, nu o să mai poți să scrii nici dacă vrei. Hai, succes cu No Flame-ul, că eu am onoare de level 0. Am făcut-o și eu în sfârșit de level 1 după vreo 6 luni. Și mi-a luat bani iară. Și, na, mi-a dat iar de level 0. Am o grămadă de cutii, 42 de cufere. Și nici ok. Ba, 5K. Păi, cât mai trebuie mie până o grămadă? Și de-aia vreau să fac și eu onoare de level 1, măcar să pot să primesc înapoi cheițe. Da, succes, baftă pe... Riptul invocatorilor.